Ei, salutare România! Uite, mă chinui să vă fac un filmuleț acum și să mă vedeți așa gen pe tot ecranul, să nu filmez cu telefonul de în picioare, cum se filmează, l-am pus pe de-andoaselea, ca să mă vedeți mai bine. Bă, n-am niște zile bune, așa mă simt obosit, am o lene, am oalea, n-am chef de nimic. Singura chestie care mă mai trezește e prostia din România, așa mă. Nu pot să mă bag la somn până nu vă spun niște treburi. Dar ca să fiu băiat bun așa, încep cu niște treburi bune totuși. Uite, mă uitam zilele astea pe Facebook la niște persoane care cât de cât îmi place cum gândesc vis-a-vis de pandemie, de una, de alta, de muiște ăștia de la USR, de la PNL, de la de Iohannis, de alea. Și au luat foc pe Shelly. Bă, Shelly, băiețașul ăla, e un capitalist. Nota 10 la antreprenoriat și economie și la multe lucruri pe care le face. În niște comentarii pe Facebook am spus eu pe undeva că i-aș da așa cam nota 3 la empatie și inteligență emoțională. Mă, nu chiar nota 3, dar are una, două, trei chestii mărunte la care s-a exprimat greșit sau poate datorită vârstei încă n-a început să le înțeleagă. Și încep să vă vorbesc de asta de Shelly, nu că să-mi fac reclamă eu că vorbesc de Shelly să mă apuc să fac și eu bani de YouTube, că dacă făceam chestia asta, nu vă făceam acum filmulețul ăsta pe jumătate dezbrăcat în pat, am mai lăsat numai asta așa pe mine ca să fiu frumos și cu o geacă agățată la capul patului. Dar am zis că am fost prea rău în niște comentarii și pe de altă parte când o să asculte cineva ce vorbesc eu aici, poate ascultă și el. În primul rând îi spuneam cuiva acum că e împins în politică. În sfârșit am urmărit și eu toată emisiunea aia de la antene cu Shelly. Bă, și nu știu, s-au simțit unii, s-au jignit că le-a zis că ei au făcut școala cu cerneală pe unghii, cu cretă, cu alea. Bă, nu e chiar așa. Eu am ascultat emisiunea aia și n-a zis nimic, chiar a zis-o ca făcând o comparație. Dar, din păcate, spiritul românesc și felul de a gândi, ca să nu zic capacitatea intelectuală, face ca oamenii să tresară așa la tot felul de chestii, să se simtă jigniți câteodată și degeaba. Adică i-au jignit alții mai mult, numai când i-au chemat la vot și le-au promis una și alta și nu mai iau ei foc, s-au gândit să ia foc pe copilul ăsta, pe Shelly. Tot așa, am luat și eu foc de vreo două ori. Dar acum nu era cazul. Deci emisiunea aia, absolut tot ce a zis el acolo a zis bine. Singura chestie, dacă ajungi vreodată Shelly și te uiți la ce vorbește un prost aici pe un canal care, culmea, am ajuns la 12 subscriberi, dar asta cred că mai mult pentru filmulețele alea cu câte o sculă de pe în China le fac eu review-uri în cazul în care mi se strică de să-mi dea bani înapoi pe colet. Așa. Dar, bă, băiatule, renunță la cravata MOV. Moare familia lui Băsescu dacă n-am o boală pe cravata aia. Uite, de-aia am și păstrat asta cu dungi pe mine, înțelegi, de marinel. Deci, renunță la flacăra violetă. Renunță la cravata aia MOV, că nu e treabă. Te înțeleg că ai vrut să apar la emisiune, să poate te-a și sfătuit cineva, poate a fost ideea ta. Frumos că ai venit pe jumătate sporty, așa cum se poartă cu Adidas la costum, cu alea casual, semi-casual sau cum vrei să-i zici, sau să fii relaxat totuși, să nu te doară tălpile în pantofi de aia de fițoși. Bă, te apuci de politică, te apuci de un lucru grav și sfatul meu e fii atent la fiecare pas pe care îl faci în viață,
că de în clipa asta o să ai SRI-ul pe urmele tale, CIA-ul și toată lumea. Și nu pentru că ai fi vreun pericol național, dar ești un pericol la bugetul SRI-ului. Pur și simplu. Ai grijă că îți bagi nasul în clipa în care ți-au propus ăștia de la antene și bine. Unii sunt bine intenționați, alții pur și simplu au nevoie să atragă imagini și vezi că partidele în România la ora actuală duc lipsă de oameni care să mai aibă cât de cât imagine și să mai facă ceva. Așa, ai grijă foarte mare ce, cum și pe unde calci și vezi că până acum te-a invitat, că acolo vreau să ajung cel mai grav, de acolo m-am declanșat, că doar ca să-ți iau ție partea, să-ți dau dreptate, nu țineam neapărat. Așa, sau să-mi rectific ce am zis eu în vreo două comentarii pe Facebook, că le citesc 7-10 persoane pe acolo, pe unde am scris eu. Și nu sunt în publicul tău, în targetul tău. Da. Băi. Și păi, eu te cred că ai vrut așa, că ai fost băiat bun. Bă, dar să te duci, să accepti tu să te duci la o întâlnire cu Vulpița, mâncați și... Bă, băiatule, bagă-ți pe mințile în cap. Cum dracu să te duci cu retardata aia, mă? Bă, eu până acum sunt în Anglia, sunt plecat, sunt alea. M-am uitat când a fost chestii de scandaluri mai grave, dar astea, pe aia, am văzut-o de vreo două, trei ori pe la televizor, așa, explicând una, două chestii și în rest am citit ce zice presa de ea că a făcut și că alea și am citit citatele exacte și mi-era clar că e retardată. Bă, da, acum am văzut-o când a dat-o gâdea de a explicat ea acolo cu transparența, cu alea, cum că e transparență și la minister în spatele ușilor închise, că puteai să te duci acolo, că alea... Bă, aia e Vulpița. Cum dracu a ajuns aia? Bine, e România, normal, adică... Vulpița, Viorel, numai de ăștia aveți, cel puțin guvernul USR, acum e... USR-PNL e belea. Dar aia e curat Vulpița. Eu am înnebunit, deci în seara asta veneam spre casă cu mașina și îți ascultam înregistrarea de la antene și n-am mai putut, era gata să nu mai ascult toată chestia și am zis, bă, stai să ascult exact să văd unde a zis copilul ăsta de cretă, de cerneală, de i-aș pe ăștia bătrân, au luat foc câte unii pe aici, pe acolo. Era gata să nu mai ascult. Când am auzit-o pe aia cum vorbea, am văzut-o pe Vulpița și pe Vulpița am văzut-o de două, trei ori și m-a... Așa, deci am văzut-o când deja se ducea valul, exact terminase emisiunile unde se certa cu bărbaxul de câte ori l-a înșelat și trecea la faza aia când au machiat-o, au făcut-o frumoasă. Am văzut-o odată înainte, odată după, ceva de genul, vreo două, trei postaze cu ea și în rest poze, nu stau să mă uit. Când dau scroll așa pe Facebook și mai e câteodată de pornesc videoclipul la că în rest nu. Dar eu din ce am văzut-o pe Anisie, bă, aia e Vulpița curată. Bă, ca să te duci la o întâlnire, la o dezbatere cu o retardată, cu Vulpița, greșește enorm. Acum îți spun un lucru ca un bătrân, dacă ajungi vreodată să vezi chestia asta, bă, am fost și eu la vârsta ta și am făcut prostia să caut să am respect pentru oamenii mai în vârstă ca mine, nu neapărat pentru bătrâni. Erau băieți mai mari ca mine, dar care nu meritau mă respect, erau niște gunoaie, ai înțeles? Și până la urmă tot am ajuns pe 1, 2, de i-am pognit, de i-am nu știu ce, și nici n-am capitalizat pe chestia asta, înțelegi? Adică nu mi-am făcut un nume, un alea, după ce am bătut pe 1, 2, era mai mare ca mine, bare nici n-am știut să profit, să capitalizez, mi-era și rușine. Mi-era rușine că așa am fost crescut, înțelegi? Eu sunt generație de asta, de-abia ieșit din comunism. Au vrut mama, tata să mă facă doctor, avocat, nu știu ce. Și m-au crescut cu bune maniere, cu una, cu alta, așa, bă, și mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine că l-am bătut și și-o merita. E, așa și tu, eu sincer te văd, te-ai dus la emisiuni, la una, la alta și încă ai o pudoare, așa, în tine. Renunță când stai de vorbă cu ăștia cu oameni politici, gândește-te în felul următor. Sunt ăia care o să aștepte într-o bună zi de la tine o cană cu apă sau care nu-și trăiesc hoitul mai departe decât cu singurul scop de a-și pune în funcție odrazele
și mai retardate decât ei, pentru că marea majoritate sunt atât de proști pe cât îi vedem toți, dar copiilor sunt și mai proști, pentru că au dat șpăci ca să-i treacă mai departe și alea și alea. Și trecând de la Vulpița, trece mai departe, toată trenuța la flacăra violetaia de la gât. Nu te îmbrăca în costumul la negru, gri, de alea, așa. Nu încerca să-ți iei o imagine de politician prea devreme, pentru că ești încă tânăr, ia, nu știu, niște costume albe, niște ceva, dacă tot vrei să fii la costum, așa mai Adi Mutu, Adrian Ilie la nuntă, știi, de-astea? Sau nu mai știu care era, dar a fost cu costum de ăsta alb, crem bej, așa, cappuccino. Ține-te în culori deschise, în vârsta ta, nu, uite, fac pe Dana Budeanu acum, am înnebunit la ora asta, dar nu, aia e singura chestie care mi-a displăcut, ai vorbit totul bine, dar ai încercat să intri în ritmul lor, în imaginea lor, nu-ți bate capul, ești altă generație, reprezinți altă generație, alți oameni, când o să ai vârsta potrivită, o să-ți trebuiască costumul ăla negru, înțelegi? Până atunci, schimbă-ți un pic stilul față de cum ai apărut la antene. Fii tu. Nu-ți fie rușine de bătrâni și dă tare în ei. Îți spun eu că sunt milioane de oameni care o să te susțină. Asta o dată. Doi, ajungem la ceva și mai grav. La COVID. Mă uitam astăzi la doamna jurnalistă aia care apare în canalul de YouTube al lui Cristoiu, doamna Balint, și tocmai să mărturisea cum o prietenă de-a ei, ca să poată să-și facă o operație, s-a declarat cu COVID, dar mână în mână cu doctorii, cu o șpagă, cu alea, ca să poată să-și facă operația. E, eu vă spun un lucru la toți românii. Ăsta a fost un caz curajos de cineva care s-a apucat să spună și și-a cam dat în gât prietena și nu știu ce. Că SRI-ul, dacă vrea, să apucă și o caută pe aia. Dar fiți conștienți că în România nu e aia singura persoană care s-a declarat de COVID ca să poată să intre într-un spital să-și facă tratamentele. Fiți conștienți că în afară de ce umflă rahat și cu Nelu Tătaru, ăsta vreau să-i dau un nume de ăsta de Nelu de la Birt, dar renunț la de-astea, să facem filmulețul ăsta mai scurt, că o să vă plictisesc aici cu aburela mea la 12 noaptea ora Angliei, înainte să mă bag la somn. În afară de ce umflă idioții ăștia, bă, gândiți-vă că sunt oameni care s-au dus, că aveau nevoie de una de alta, trebuiau să-și facă niște analize și ca să-ți faci analize trebuie să-ți faci internare și ca să-ți faci internare trebuie să suferi de COVID. Și ai somnul, bine, o, am COVID, hai, dăm cu internarea și cu tratamentul, lasă-mă dracu că mor de pancreatită, mor de aia, mor de litiază biliară, de cutare, am pietre la ficat, la pe ăsta, la vezică, la rinichi, la cutare, am altceva care, așa, dă-mi dracu tratamentul, ce, am și COVID, am și COVID, dă-l dracu. S-a dus la un medic pe care îl cunoaște și s-a declarat și de COVID. Gândiți-vă că e posibil așa ca un 20% din cazuri să, ha? Poate chiar mai mult, că suntem în România, nu știu, zic și eu. Descoperim noi mai târziu. Câte? Pe de altă parte, la tot ce vă zic eu aici, țineți minte un lucru. Toate faptele care se petrec acum, mai ales astea comise de politicieni și de polițiști, abuzurile și tot, codul penal spune că fapta care a fost săvârșită pe perioadă declarată de război, stare de urgență, stare specială, bla bla bla, pandemie, epidemie, așa, are spor la pedeapsă. Și eu, cine o să se uite vreodată pe unde mai vorbesc eu și alea, eu sunt adeptul că așa, cam 3 sferturi din SRI, plus cam 3 sferturi din oamenii politici din România și mai ales guvernul actual complet,
trebuie trași în țeapă, în piața publică, la propriu, fără nicio chestie, ca pe vremea lui Vlad Țepeș. E, țineți cont, la ăștia să face țeapa mai lungă, mai groasă, mai așa, spor la pedeapsă, că mai mult spor la pedeapsă de atâta n-ai ce. Țineți cont ce vă spun, spor la pedeapsă. A, acum, dacă vreți voi să nu fiți așa de rei cum sunt eu, să nu vă transformați niște călăi, niște Vlad Țepeș, niște astea și doar ata, le dați și voi ceva cu suspendare acolo. Știu, nu le mai dați 3 ani cu suspendare, acum să dau și 4 ani cu suspendare în România, am înțeles, eu știam că orice faptă peste 3 ani e cu executare, am înțeles că să dau acum și 4 ani cu suspendare și alea, vrăjel de astea. E România, nu. E bine că se poartă în Europa pedepsele mai mici, mai ales când furi ca lumea pedepse deloc, deci eu zic să le dați și pe astea tot așa, cu spor, înțelegi? Dacă a furat 1 milion, mai dați-i 20%, că e de unde în România. După care trecem la altă chestie care de azi dimineața stăteam să vă zic. Ba, am văzut că a ieșit ăsta Orban și încurajează polițiștii în civil. Bă, că încurajează ăsta polițiștii în civil, bă, chiar n-am nimic. Nu vreau să comentez chestia asta, n-au decât să iasă polițiștii în civil. Că avem noi chestia în România, că dacă polițistul nu e în uniformă, n-are voie să dea amendă, că nu știu ce, adică ca să nu dea amendă și când e în timpul liber. Dacă vă prinde cât un hoț în timpul liber, așa e frumos, nu? E frumos. Asta nu e problema. Problema e că dau amenzi ca idioții și că nu sunt cu poporul. Ei sunt altceva și că fac abuz. De asta avem o delimitare de asta, așa că polițistul în uniformă. Că în rest, dacă am fi și noi o țară normală, n-ar fi asta o problemă. Problema cea mai gravă și care va atrage o atenție la toți e că am văzut-o pe Duduia aia de la PR, de la poliție, care a zis că o să se dea amenzi după fotografiile trimise de cetățeni. E, acum eu vă dau un sfat. Dând câte știu eu în România, cetățenii civili, ca și alții mai așa, ca și SRI-ul, au o problemă. Nu pot să aducă în instanță probe, înregistrări audio-video, făcute așa în mediu privat, în alea, bla bla bla, fără ordin judecătoresc, fără sarcină de serviciu, că la SRI a mers cu sarcină de serviciu, nu era cu ordin judecătoresc, era așa, mână în mână cu procuratura, întâi să făcea înregistrarea și după aia, dacă era ceva, să semna și hârtiile necesare, să semnau, scuze, știu. Să semna aprobarea, o să zic. Deci, problema e acum că polițiștii vor să dea amenzi pe niște poze, pe niște înregistrări, care poza e tot o înregistrare, dar e o înregistrare de o fracțiune de secundă în timp. E o înregistrare așa mai fixă. E o felie de timp. O să trimită lumea poate filmulețe cu oameni care nu poartă mască în autobuz, încolo, încolo, nu știu ce. Și poliția vrea să dea amendă. Ba, a fost un caz celebru când a trecut Becali pe roșu, a depășit coloana la calea ferată, nu știu ce a făcut. Și au zis că n-au putut să-i dea amendă, că înregistrarea n-a fost făcută cu mijloace tehnice omologate. Bineînțeles că puteți să vă duceți în tribunal și să contestați amenziile respective, dar exact pe asta mizează și poliția română, pălenea multor cetățeni de a se duce să facă lucrul ăsta și mai ales pe aglomerația care o să fie pe tribunale, că nu o să facă tribunalele și la un dat o să se trezească cineva ori să ignore plângerile, ori să nu știu ce să facă. Eu vă încurajez pe toți românii care luați amendă că n-ați purtat mască, mai ales în baza la o poză, și nu stau acum să vă spun dacă s-o purtat sau nu. Vă uitați voi, dacă aveți ocazia vreodată, la ce am mai postat eu pe Facebook sau pe aici sau pe acolo. Eu zic că e bună masca, că sunt destui care vorbesc cu precipitații. Adică s-o ții așa, aci pe gură. S-o porți pe nas, nu? Uite, ia, uite, vă zic și chestia asta, bă, nu. Că vorbiți
Și sunt mulți care n-au bani de cumpărat mai multe măști sau dacă au de aia, zic că o spală, dar o spală seara când au ajuns acasă. Nu poartă și 8 ore cât stau plecați de acasă, 4 măști în buzunar să le schimbe la 2 ore. Și vorbești cu precipitații în mască și după aia dacă respiri bacteriile pe care le ai în gură, se întâmplă un fenomen. De asta respirăm pe nas în general și nu pe gură. Avem totuși două orificii diferite. Pentru că avem niște bacterii în gură și cine știe cunoaște, pe lângă dragonul de Komodo, omul e al doilea animal cel mai spurcat ca și cantitate de bacterii criminale pe care le avem în gură. Dacă vă întrebați câte unii de ce începeți să vă simțiți rău de alea, de ce se înmulțesc cazurile de așa zis COVID, păi vă spun eu de ce. Că respirați după dragonul de Komodo, după voi înșivă. Stați cu masca la gură și după aia, după ce ați purtat o conversație de jumătate de oră cu unul, încă 2 ore vă respirați scuipatul singuri, așa. Și știm bine România cum stă și la spălatul pe dinți și la alea. Și nu numai igiena dentară, dar calitatea dentară și ce are lumea în gură în România. Așa că nu vă mirați dacă explodează cazurile de COVID, că e de la cării. Așa. Dar revenim la faza cu poza. Bă, duceți-vă, dați în judecată. Dacă reușește poliția totuși să convingă autoritățile una alta că pozele alea trimise pe WhatsApp sunt probe acceptabile. Bă, băieți, eu zic că România a câștigat enorm. Dacă reușește poliția să facă chestia asta, România a câștigat enorm. Și să vă spun de ce. Toți cetățenii de rând care aveau o problemă să probeze ce a făcut un politician, un polițist, un alt român care lucrează undeva la un ghișeu. Orice, orice aveți nevoie să probați că vă supără vecinul, e probă. Ceea ce n-au putut să facă gunoaiele alea de sunt, nu știu câți sunt, 350, 450, 600 de parlamentari, de așa de, stau degeaba în parlament. Și bineînțeles că n-au votat așa ceva, că sunt niște gunoaie și nu vreau să fie ei filmați cum fac accidente și fug de la locul faptei și altele alea. Sau să fie înregistrați audio-video cum se întâlnesc cu unul sau cu altul și ce au vorbit și cum au vândut țara și cum au luat șpăgile și cum au furat voturile și cum au furat un alta. Dacă poliția română reușește să legalizeze amenda până fotografie, România a câștigat enorm. Duceți-vă contestați și Doamne ajută să câștige poliția, vă spun. Pentru că nu contează cât plătiți acum amenzile, o să aveți mult mai mult de câștigat ca și popor mai târziu. Dacă o simplă fotografie e bază legală de amendă pentru poliția română, o filmare întreagă cu un polițist care mănâncă rahat, cu un lucrător de ghișeu care nu-și face meseria cu una, cu alta, e probă legală. Deci, trecând așa până Shelley, până Vulpița de la educație, temași pe norocul vostru, tot USR-ul și toată clasa politică actuală, trecând până mască, trecând pentru una alta, să dea Dumnezeu să mai iasă ceva din țara aia, dar văd colonii care au ieșit de pe, votează acum să iasă de pe sub tutela Franței, a Angliei, a Americii, a una alta, România să bagă singură slugă, să își bagă singură capul în jug, ce l-am băgat ca proștii sau ne-au băgat alții când s-a intrat în Uniunea Europeană, dar pe linia pe care mergem în continuare și cum reușesc ăștia să dezbine populația pe toată planeta între aia care poartă mască și aia care nu poartă mască și cum
E dezbinată populația în România între aia care țin cu PSD-ul și aia care nu. O să mai fac timp odată să discutăm chestia asta, pentru că tot promit de foarte mult timp că o să fac, nu știu, am explicat eu undeva pentru un filmuleț cum e cu capitalismul și socialismul, plecând așa de la epoca de piatră, dar sper să mă apuc odată și am zis că o să-mi iau niște jucării, niște maimuțoaie ca să vă fac așa cu, cum zicea Shelley, că să ne mai jucăm pe tablă, să facem cu proiectoare, cu alea în clasă, cu un pic de material didactic mai modern. Păi o să vreau niște jucării pentru copii, pentru că în România nu vorbesc de EBA și de generația ei și de toți retarzii ăștia pe care și-au băgat în politică politicienii. I-au crescut acasă niște analfabeți funcționali, e puțin spus. Așa, dar nu sunt doar analfabeți funcționali, sunt și anacronici, sunt și lipsiți de empatie și de multe chestii de astea și îi bagă în politică. Nu știu. Dați și la mine aici subscribe, că mai spun prostii din când în când. Spuneți-l ăla lui Shelley să-și păzească spatele din toate direcțiile, că o să dea SRI-ul, nu altcineva, SRI-ul. Și ne mai auzim. Uite, a venit nevastă mea, mi-a făcut și mie mămăliguță cu brânză cu smântână la 12 noapte, înainte să ne băgăm la somn. Facem așa ca un bulș ciobănesc, lasă niște carne de sarmale și până face ea sarmalele mâine, că am luat în seara asta varză, am zis să facă din carne așa ca două chifteluțe, niște alea, ca să băgăm aici acum o măliguță cu de-astea. Mare talent, uite, ar trebui să vă dau. Uite ce chifteluțe a făcut nevastă mea, le pun pe. Aha. Fac așa ca ăsta, ca Cristoiu de-și prezintă motanii și tică-i ceasurile în cap. E, uite, eu vă prezint chifteluțele lui nevastă mea. Salutare România și sper să ajung vreodată să te văd mai bine.